manuvele de AI cuprin. Vrăjitoarea de AI cuprin. Titlul original al lucrării este Olesia. 1. Pădurarul Iarmola, servitorul, bucătarul și tovarășul meu de vânătoare, a intrat în odaie încovoiat sub povara legăturii de lemne și a trântit cu zgomot sarcina pe podea și a început să-și sufle în degetele înghețate. Afară-i un viscol năprasnic, conașule, a zis el așezându-se pe vine în fața sobei. Trebuie să întețim focul. Dați-mi niște chibrituri. Prin urmare, mâine n-o să putem merge după iepuri, așa-i? Așa-i, n-o să putem merge. N-auziți ce viforniță e? Pe o vreme ca asta, iepurele stă pitit în culcuș și nu mișcă nici atâtica. N-o să dați de nicio urmă. Soarta mă aruncase pentru 6 luni într-un sătuc uitat de lume din gubernia Volân, de la marginea Polesiei, și vânătoarea era singura mea îndeletnicire și plăcere. Mărturisesc că atunci când mi s-a propus de la serviciu să mă duc la țară, nu credeam că mă voi plictisi chiar atât de cumplit. Mă și bucuram că plec. Polesie, făgăună, viață în sânul naturii, mă gândeam, stând în vagon. Moravuri simple, fir primitive, oameni noi pentru mine, cu obiceiuri ciudate, cu îngraia lor și, fără îndoială, cu o mulțime de legende poetice, cu o mulțime de datini și de cântece. Iar eu pe atunci, dacă tot am pornit-o pe panta mărturisirilor, hai să spun totul, apucasem să public într-un ziar mărunt o istorioară cu 2 omoruri și o sinucidere și știam din teorie că un scriitor trebuie să cunoască îndeaproape viața poporului. Dar, fie că țăranii din Perebrod erau din calea afară de posaci, fie că eu nu mă pricepeam să mi-i apropii, relațiile mele cu ei se mărginau numai la atât. Când mă vedeau, își scoteau de departe căciulile, iar când ajungeau în dreptul meu, mormăiau posomărâți, Gai Bug, ceea ce însemna Pomogai Bog, Doamne ajută. Dacă încercam să intru în vorbă cu ei, mă priveau mirați, nu vreau să înțeleagă nici cele mai simple întrebări și dădeau mereu să-mi sărute mâna. Un vechi obicei rămășiță de pe vremea când erau iobagi la polonezi. Cărțile aduse cu mine le-am citit foarte repede, așa că împins de plictiseală am încercat, la început fără pic de chef, să leg cunoștință cu intelectualii din partea locului. Preotul catolic, care locuia la vreo 15 verste, Tan, organistul de pe lângă el, uriatnicul și contabilul de la o moșie vecină, fost subofițer, dar fără rezultat. Atunci m-am apucat să-i doftoricesc pe sătenii din Perebrod. Adusesem cu mine ulei de ricin, creolină, acid boric și iod. Însă, în afară de faptul că aveam cunoștințe medicale foarte reduse, m-am ciocnit și de totala imposibilitate de a pune vreun diagnostic, fiindcă simptomele bolii erau aceleași la toți pacienții mei. Mă dor foalele și nu pot să bag nimic în mine, nici mâncare, nici băutură. Într-o zi a venit de pildă o babă. După ce și-a șters stâncenită nasul cu arătătorul de la mâna dreaptă, a scos din sân 2 ouă, dezgolindu-și o clipă cafeniul pielii și l-a pus pe masă. Apoi a dat să-mi sărute mâna în timp ce eu mă străduiam să o conving, ascunzându-mi mâinile. Lasă, băbuțo, nu sunt popă, nu-mi se cuvine, ce te doare? Mă dor foarele, conașule, din, ca să zic așa, străfundul lor și nu pot nici să dau, nici să înghit un dumicat. Și te ține de mult? Păi știu și eu, mi-a răspuns ea tot cu o întrebare. Mă arde într-una. Nu pot nici să dau nici să înghit un dumicat. Oricât m-am zbătut, nu am izbutit să aflu ceva mai temenic despre boala ei. Nu vă frământați, m-a sfătuit într-o zi contabilul, adică fostul subofițer. Ăștia se vindecă singuri. Le trece ca la căței. Eu, unul de pildă, nu folosesc cu ei decât un singur leac, amoniacul. Vine un țăran la mine. Ce ai? Sunt bolnav. Îi vârde îndată sub nas sticla de amoniac. Miroase aici. El miroase. Trage pe nări. El mai miroase odată. Ți-e mai bine? Parcă așa, nițel. Ei, acum du-te cu Dumnezeu. Și apoi mă scârbea și obiceiul cu sălutatul mâinilor. Dacă te unii cădeau și în genunchi, dânsă-mi pupe cizmele. Nu era o pornire a inimilor recunoscătoare, ci numai deprinderea respingătoare, căpătată de-a lungul veacurilor de robie și asuprire. Mă minunam când îi vedeam pe contabil și uriadnic cu câtă neclintită îngânfare jurau labele roșii și mari sub nasul țăranilor pentru pupa. Până la urmă, nu mai rămăsese decât vânătoarea. Dar pe la sfârșitul lunii ianuarie, vremea s-a stricat atât de rău încât nu am putut să mă mai bucur nici de ea. Ziua sufla un vânt năpraznic și în timpul nopții zăpada se acoperea cu o poșghiță de gheață pe care iepurele alerga fără să lase urme. Zăvorut în casă, ascultam vuietul viscolului și mă plictiseam de moarte. Așa că m-am dedat cu nesați plăcerii nevinovate de a-l învăța carte pe Iarmola, pădurarul. Lecțiile au început într-un chip destul de neobișnuit. Într-o zi, pe când scriam o scrisoare, am simțit că stă cineva în spatele meu. M-am întors și l-am văzut pe pădurar, care se apropiase de mine ca totdeauna, călcând fără zgomot cu opincile lui moi. Ce vrei, Iarmola? L-am întrebat. Păi, mă minunesc când văd cum scrieți. Ehe, de-aș putea și eu. E, nu chiar așa ca domnia voastră. A urmat el în grabă, făstucit, văzând că zâmbesc.
Măcar numele de-aș putea să-l aștept pe hârtie. Ce nevoie ai tu de așa ceva? L-am întrebat eu mirat. Trebuie să spun că Iarmola era cel mai sărac și mai leneș țăran din satul Perebrod. Simbria și ce mai scotea din gospodăria lui se duceau pe băutură. Voi mai pricăjiți decât ai lui, nu găseai la nimeni altul prin împrejurim. Oricum, eram convins că unul ca el n-avea ce face cu știința de carte, așa că l-am mai întrebat odată cu îndoială. Ce nevoie ai tu să-ți scrii numele? Păi să vedeți cum stă treaba, conașule, a răspuns el neobișnuit de domol. La noi în sat nu știe nimeni carte. Când e să-i scălească vreo hârtie sau ai careva fă pricină pe la voloste ori altceva, niciunul nu se pricepe. Starostele pune el ștampila, dar habar n-are ce scrie pe ea. Așa că ar fi bine pentru toți dacă ar putea măcar unul să-i scălească. Nu știu de ce, însă m-a mișcat râvna aceasta a lui în folosul intereselor obștești ale satului, râvna acestui braconier înrăit, vagabond fără griji, de-a cărui părere obștea satului nu s-ar fi gândit vreodată să țină seama, și i-am propus să-i dau eu lecții. Ei bine, nici nu vă puteți închipui ce trud a fost să-l învăț să citească și să scrie cu înțeles. Iar mula, care cunoștea fără greș fiecare cărare din pădurea lui, aproape fie ce copac, care se orienta ziua și noaptea în orice loc și deosebea după urme lupii, iepurii și vulpile din împrejurim, nu îi zbutea în niciun tip să înțeleagă pentru ce, de pildă, literele M și A alcătuiesc la oaltă M. De obicei, când îi puneam o astfel de problemă, se chinuia gândindu-se vreo 10 minute sau chiar mai mult, iar obrazul lui oache și uscățiv, cu ochi negri adânciți în orbite, aproape înnecat în barba neagră și aspră și în mustățile stufoase, vădea o încordare mentală de neînchipuit. Hai, Iarmola, spune ma! Doar atât, ma! Stăruiam eu. Nu te uita la hârtie, ci la mine. Așa, acum zi, ma! Iarmola ofta adânc, punea pe masă rigla cu care i-arătam literele și zicea trist, dar hotărât. Nu, nu pot. Cum nu poți? Doar e atât de ușor. Spune numai atât, ma, așa cum zic eu. Nu, nu pot, conașule. Am uitat. Toate încercările, străduințele și pildele mele se ciocneau de această nemaipomenită lipsă de înțelegere. Dar dorința lui de a învăța carte nu slăbea deloc. Numai atâta vreau să-mi pot scrie numele, se ruga el sfios. Altceva nu-mi trebuie. Numai numele. Iar mola, popujuc, atâta. Până la urmă, am renunțat la ideea de a-l învăța să-și pună mintea la bătaie și am început să-i arăt cum să facă să semneze mecanic. Spre marea mea mirare, metoda aceasta s-a dovedit a fi cea mai potrivită pentru înțelegerea lui, fiindcă, pe la sfârșitul lunii a doua, aproape izbutisem să-l aduc până acolo încât să-și aștearnă pe hârtie numele de familie. În ceea ce privește numele de botez, pentru a-i ușura sarcina, am hotărât amândoi să renunțăm la el. Seara, după ce făcea focul în sobe, aștepta cu nerăbdare să-l chem. Hai, treci la învățătură, îi spuneam eu. Atunci el se apropia de masă cu un umăr înainte, se sprijinea cu coatele de ea, lua condeiul între degetele lui negre, țepene și nodroase și mă întreba ridicându-și sprâncenele. Să scriu? Dă-i drumul. Scria cu destulă siguranță prima literă, P, care la noi se numea doi pari cu o stinghie deasupra. Apoi se uita la mine întrebător. Zi înainte, ce, ai uitat? Am uitat, răspundea el înciudat, clătinând din cap. Măi, măi, cine miești? Pune roata! Aha, roata, că bine ziceți, acu știu! Se înviora el și desena cu zel un cerc alungit în sus, care aducea foarte mult cu marea caspică. După ce îi spăvea munca aceasta, își admira câtva timp în tăcere opera, privind-o printre gene și aplecându-și capul când spre dreapta, când spre stânga. De ce te-ai oprit? Mai departe! Numai să-mi trag suflarea, conașule, acuș! Stătea vreo două minute pe gânduri, apoi întreba cu sfială. La fel ca și cea din tâi? La fel, zi! Așa am ajuns încetul cu încetul la ultima literă. C. Semnul tare îl lăsasem deoparte, care era numită la noi un băț frânt la mijloc, sprijinit de altul drept. Ce ziceți, conașule? Dacă aș mai învăța așa ca la vreo 5-6 luni, aș ști bine de tot? Hai? Mă întreba el uneori, după ce scria lecția și o privea cu drag și mândrie. Ce ziceți? 2. Iar mola, chincit în fața sobei, scormânea tăciunii, iar eu mă plimbam de la un colț la altul al odăii. Din cele 12 camere ale uriașului conac, ocupam una singură, fostul salon. Celelalte erau încuiate și în ele mucegăiau vechea mobilă tapisată, nemișcată și solemnă, niște obiecte stranii de bronz și câteva portrete din secolul al XVIII-lea. Afară, vântul urla ca un diavol bătrân, gol și rebegit. În urletul lui se împleteau gemete schelălăiți și un râs sălbatic. Spre seară, viscolul se întețea. Parcă arunca cineva cu furie în geamuri mănunchiuri de zăpadă măruntă și uscată, iar pădurea din apropiere scârția și vuia cu amenințare ascunsă și surdă. Vântul se strecura prin odăile pustii, cânta jalnic prin coșurile sobelor și casa veche dărăpânată, crăpată și pe jumătate dărâmată, se însuflețea deodată de sunete ciudate pe care le ascultam fără să vreau cu neliniște. A oftat oare cineva în sala cea albă? Un oftat adânc, întretăiat, plin de tristețe.
parcă undeva departe scândurile uscate și putrede ale dușumelelor scârție sub niște pași grei și străini. Apoi mi se năzărea că lângă odaia mea pe coridor cineva apăsa cu fereală, dar stăruitor, clanța unei uși, iar apoi, cuprins de o furie năplaznică, pornea să alerge prin toată casa, zgâlțind cu turbare obloanele și ușile, s-au vârât într-un coș, scâncea nespus de jalnic, monoton și fără de oprire, ba subțindu-și glasul până la un schiunat vetnic de milă, ba îngroșându-l până la urletul unei fiare. Uneori, Dumnezeu știe cum, oaspetele acesta înfricoșător năvălea și în odaia mea, prelingându-mi se ca un fior rece de-a lungul șirei spinării și clătinând flacăra lămpii, care abia mai pâlpâia sub abajurul de hârtie verde ars în partea de sus. M-a cuprins o neliniște ciudată, neînțeleasă. Mă vedeam în noaptea neagră și viforoasă de iarnă singur într-o casă șubredă, în mijlocul unui sat pierdut între păduri și troiene, la sute de verste de oraș, de societate, de râsul femeilor, de vorba omenească. Și mă bătea gândul că noaptea asta cumplită va dura ani, zeci de ani, va dăinui până la moartea mea, că viscolul de afară va urla mereu ca acum, că lampa va pâlpâi la fel de palid sub sărăcăciosul abajur verde, că eu voi măsura odaia în lung și în lat, cuprins de aceeași neliniște, iar lângă sobă va ședea mereu ca astăzi tăcutul Iarmola, cufundat în gândurile lui, ființa aceasta ciudată, străină, căreia nu-i pasă de nimic pe lumea asta, nici de ei lui, cei de acasă, care nu au ce mânca, nici de urpetul vântului, nici de tristețea mea nedefinită care îmi rodea sufletul. Pe neașteptate, o dorință nestăpânită m-a îndemnat să tulbur tăcerea apăsătoare, măcar cu ceva care să semene a glas omenesc, și l-am întrebat. De ce însufla vântul astăzi atât de tare, Iarmola? Vântul? A răspuns el, ridicând alene capul. Conașul chiar nu știe? Chiar, de unde să știu? Chiar nu știți? S-a înviorat el deodată. Păi să vă spun eu. A urmat pădurarul cu un glas plin de taină. Să vă spun eu, ori s-a născut o cotoroanță, ori chefuiește necuratul. La voi, cotoroanță înseamnă vrăjitoare, nu-i așa? Chiar așa, chiar așa, vrăjitoare. Abia așteptam să văd ce urmează. Îmi spuneam. Poate că acum o să izbutesc să stor de la el vreo poveste mai deosebită cu vrăjitori, comori ascunse în pământ și cu vârcolaci. Pe la voi, pe aici, prin Polesie, sunt vrăjitoare? L-am întrebat eu. Ce știu eu? Poate că or fi. A răspuns Iarmola cu nepăsarea lui de totdeauna, plecându-se din nou spre sobă. Zic bătrânii cum că ar fi fost cândva, dar poate că nu e adevărat. Eram dezamăgit. Îl știam pe Iarmola zgârcit la vorbă, așa că pierduse în speranța să mai scot de la el ceva în legătură cu lucrurile acestea interesante. Dar spre mirarea mea a început să povestească pe neașteptate, domol, parcă vorbind cu soba care duduia, nu cu mine. A fost și la noi o cotoranță, să tot fie fo 5 ani de atunci, dar flăcăii au alungat-o din sat. Și unde au alungat-o? Unde? În pădure, unde altundeva? I-au dărâmat și cocioaba ca să nu rămână nimic din cuibul ei afurisit. Pe ea au scos-o la marginea satului și i-au ars câteva după ceafă. Și de ce s-au purtat așa cu ea? Păi se ținea numai de rele. Se certa cu toți, făcea tot felul de farmece, vrăjea grânele. Într-o zi a cerut de la o muiere tânără un zlot, 15 copeici. Aia zice, n-am zlot, lasă-mă în pace. Bine, zice ea, o să ții minte că nu mi-ai dat un zlot. Și ce credeți, conașule? Din ziua aia copilul muierii a început să bolească și a bolit și a bolit până a murit. Atunci au alungat-o flăcăii, sări iar ochii. Și vrăjitoarea asta unde e acum? L-am descusut eu mai departe. Vrăjitoarea? A repetat Iarmola încet și tărăgănat întrebarea după cum avea obiceiul. Păi de unde să știu eu? N-a rămas prin sat vreun neam de-al ei? Nu, că nu era de prin partea locului, ci dintre ruși ori țigani. Eram încă băiețandru când a venit la noi în sat. Avea și o fetiță cu ea. C-o fi fost fiesa, c-o fi fost vreo nepoată, nu știu. Pe amândouă le-au alungat. Și acum nu se mai duce nimeni pe la ea să-i ghicească sau să-i dea vreo buruiană de leac? Ba, muierile se mai duc, a răspuns Iarmola cu dispreț. Aha, atunci se știe unde locuiește? Eu habar n-am. Zic oamenii că ar sta pe undeva pe lângă smârcul dracului. Știți, mlaștina de dincolo de drumul către Irinovca. În mlaștina aia s-a aciuat, arde oar focul. La nici 10 verste de casa mea locuiește o vrăjitoare, o vrăjitoare adevărată, vie, din Polesie. Gândul acesta m-a pus pe jar. Ia ascultă, Iarmola, cum aș face să o văd și eu pe vrăjitoarea asta? Tiu, a scuipat el cu indignare. Ceva mai bun n-aveți de făcut? Bun sau nu, eu o să mă duc la ea. De cum s-o încălzi puțin, pornesc. Mă călăuzești, nu-i așa? Ultimele mele cuvinte l-au uimit atât de mult încât a sărit în picioare. Eu? A strigat el cu indignare. Pentru nimic în lume. Orice mi s-ar întâmpla, acolo nu merg. Lasă prostiile, o să mergi. Nu, conașule, nu merg. Nici în ruptul capului nu merg. Să fac eu una ca asta? A strigat el, iar cuprins de un nou val de indignare. Eu, la cuibul cotoroanței,
Ferească-mă, Dumnezeu! Nici pe dumneavoastră nu vă sfătuiesc, conașule. Cum vrei, dar eu tot o să mă duc. Sunt tare cu eu să o văd. N-aveți ce vedea, mormăi Iarmola trântind cu năduf ușița de la sobă. Peste o oră, după ce a strâns samovarul și a băut ceaiul în tinda întunecoasă și se pregătea să se ducă acasă, l-am întrebat. Cum o cheamă pe vrăjitoare? El a răspuns aspru și posomorât. Manuiliha. Deși nu-și dăduse niciodată sentimentele în vileag, părea că se legase mult de mine, din pricina patimii noastre comune pentru vânătoare, a felului meu simplu de a mă purta cu el, a ajutorului pe care îl dădeam din când în când familiei sale veșnic flămânde și mai ales, fiindcă eram singurul om pe lume care nu-l dojenea pentru beție, dojană ce nu putea să o sufere. De aceea, hotărârea mea de a o cunoaște pe vrăjitoare îl mâhnise foarte mult, dar își arătă nemulțumirea numai printr-un fornăit zgomotos și printr-o lovitură puternică de picior, pe care o trase câinelui său, Reapcic, când ieși în capul scării. Animalul sări într-o parte, schelălăi înfiorător, dar porni numai decât după stăpânul lui, urlând mereu. 3. După vreo 3 zile, vremea s-a mai încălzit. Într-o dimineață, foarte devreme, Iarmola a intrat în odaia mea, zicând într-o doară. Trebuie să curățim puștile, conașule. De ce? L-am întrebat eu, întinzându-mă sub plapumă. Azi noapte au umblat iepuri cu nemiluita, sunt urme multe, nu vreți să mergem la vânătoare? Iarmola ar tăia de nerăbdare să pornim în pădure, dar se prefăcea nepăsător ca să nu-și arate patima de vânătoare. Într-adevăr, în antreu se și afla pușca lui cu o singură țeavă, căreia nu-i scăpase nicio becațină, cu toate că închizătorul era împodobit cu câteva petece de cositor aplicate acolo unde rugina și gazele de la praful de pușcă mâncaseră fierul. Abia am intrat în pădure că am și dat de urmele unui iepure. Două urme alăturate în față și alte două în spate, una după alta. Iepurele ajunsese la drum, alergase vreo 200 de stânjeni, apoi făcuse un salt uriaș spre un pâlc de pin tineri. Acum să-l împresurăm, a zis Iarmola. Cum obosește, se culcă jos. Dumneavoastră, conașule, duceți-vă... O clipă căzucă pe gânduri încotro să mă îndrepte după semnele cunoscute numai de el. Dumneavoastră, duceți-vă până la cărciuma cea veche, iar eu îi ies înainte dinspre Zamlân. De cum l-o stârni câinele, vă vestesc cu chiote. Și-a pierit numai decât, de parcă l-ar fi înghițit tufișurile dese și mărunte. Am ascultat atent. Niciun zgomot nu-i trăda pasul de braconier, nici o crenguță nu troznea sub picioarele lui încălțate cu opinci făcute din coajă de tei. Am mers fără grabă până la cârciuma cea veche, o clădire părăsită și dărâmată, și m-am oprit la marginea pădurii sub un pin înalt cu trunchiul drept și golaș. Domnea o liniște desăvârșită, cum nu o găsești decât în pădure iarna, într-o zi fără vânt. Găteala bogată de zăpadă, agățată de crengi, le-a plecat în jos, dându-le un aer sărbătoresc și rece. Din când în când, câte o crenguță plăpândă se rupea din creștetul vreunui copac și o auzeai deslușit cum atinge în cădere alte crengi cu un troznet ușor. În soare, zăpada scânteia trandafirie, iar în umbră părea albastră. Cuprins de farmecul acestei tăceri solemne și înghețate, mi se părea că simt cum se scurge timpul încet și lin. Deodată, departe, în desiș, a răsunat lătratul lui Reapcic, lătratul caracteristic al câinelui în urmărirea vânatului. Subțire, nervos, aproape un schionat. Apoi, numai decât, am auzit și glasul lui Iarmola, care își îndemna aprig animalul. U-b-i! U-b-i! Prima silabă, într-un falset ascuțit, iar a doua cu o notă sacadată de bas. Abia mult mai târziu am aflat că strigătul acesta al vânătorilor din Polesie provine de la verbul a ucide. În rusește, ubivati. Judecând după lătrat, mi se părea că Reapcic gonește animalul în stânga mea și am străbătut în goană o poieniță ca să tai drumul prăzii. Dar n-am apucat să fac nici 20 de pași, că un iepure cenușiu, uriaș, a sărit de după un ciot, din câteva salturi mari, cu urechile lui lungi lăsate pe spate, a trecut drumul parcă fără grabă și a pierit printre pinii cei tineri. În urma lui a țâșnit din desiș Reapcic, care văzându-mă a dat de vreo două ori din coadă, a hăpăit câteva guri de zăpadă și a pornit din nou în urmărirea iepurelui. Apoi a apărut din desiș și Iarmola, fără cel mai mic zgomot, ca întotdeauna. Păi, de ce nu i-ați tăiat drumul, conașule? A strigat el, plescăind dojenitor din limbă. Era prea departe, peste 200 de pași. Văzându-mi stânjeneala, Iarmola s-a mai îmblânzit. Nu face nimic, nu ne scapă el. Duceți-vă pe drumul spre Irinovca, că o să iasă acolo. N-am apucat bine pe drumul arătat, că am și auzit iar câinele urmărind iepurele pe undeva pe aproape. Întărâtat am pornit în goană cu pușca în cumpănă prin tufișurile dese, rupând crengile fără să iau în seamă loviturile lor destul de puternice. Am fugit cam mult și începusem să gâfâi când lătratul s-a curmat pe neașteptate. Mi-am încetinit fuga. Aveam impresia că dacă voi merge drept înainte, mă voi întâlni cu pădurarul pe drumul spre Irinovca. Însă mi-am dat curând seama că în timp ce alergam, ocolind tufișurile și cioturile, fără să mă gândesc deloc la drum,
Mă rătăcisem și am început să strig, dar n-am primit niciun răspuns. Mergeam tot înainte, fără niciun gând. Pădurea se rărea treptat și terenul presărat cu mușuroaie cobora în pantă. Urma pe care piciorul meu o lăsa în zăpadă se întuneca repede și se umplea cu apă. Adesea intram până la genunchi în apă, iar apoi eram silit să sar de pe un mușuroi pe altul, înfundându-mi picioarele în mușchiul cafeniu și des, așternut pe ele ca un covor moale. Curând, tufărișul s-a terminat. În fața mea a apărut o baltă mare și rotundă acoperită cu o măt. De sub vălul alb se vedea numai din loc în loc câte un petec de pământ. La capătul celălalt al mlaștinii, printre copaci, se zăreau zidurile albe ale unei case. Pe semne că aici locuiește pădurarul din Irinovka, i-am zis eu. Ar trebui să mă duc la el, să-l întreb de drum. Dar nu era chiar atât de ușor să ajungi până la casă. În fiecare clipă mă scufundam tot mai mult în mlaștină. Cismele mi se umpluseră cu apă, plescăiau la fiecare pas și de grele ce erau, aproape că nu le mai puteam duce. În sfârșit, am izbutit să străbat mlaștina, am urcat un dâmb și de acolo am putut să cercetez în voie căsuța. La drept vorbim, nici măcar nu era căsuță, ci o biată cocioabă cocoțată pe piloni, probabil ca să fie ferită de apele primăverii, care inundă de obicei întreaga pădure de la Irinovka. Cocioaba se lăsase cu timpul într-o rână, ca o ființă jalnică și beteagă. Cele câteva geamuri lipsă de la ferestre erau înlocuite cu cârpe murdare care ieșeau în afară. Am apăsat pe clanță și am deschis ușa. Înăuntru era un întuneric de nepătruns și ochii mei, obișnuiți cu albul zăpezii, nu vedeau decât niște cercuri violete. Multă vreme nici nu mi-a putut da seama dacă în odaie se afla cineva. Hei, oameni buni, e careva acasă? Am întrebat cu glas tare. Lângă sobă s-a auzit un foșnet. M-am apropiat și am zărit o babă care ședea pe jos în fața unui morman de pene de găină. Lua câte o pană, îi smulgea fulgii și îi punea într-un coș, apoi zvârlea codițele pe podea. Să știi că-i Manu-i Liha, vrăjitoarea din Irinovka, mi-am zis după ce m-am uitat mai cu luarea minte la ea. Avea toate trăsăturile unei cotoroanțe, așa cum o zugrăvesc poeziile populare. Obrajii slabi și scofălciți, bărbia ascuțită și lungă aproape că se întâlnea cu nasul care i-a trâna în jos, gura fără dinți se mișca neobosită de parcă ar fi mestecat ceva. Ochii spălăciți, odinioară albaștri, acum reci, rotunzi și bulbucați, cu gene roșii foarte scurte, te priveau ca ochii unei păsări sinistre și nemai văzute. Bună ziua, băbuțo! I-am spus cât am putut de prietenos. Nu te cheamă cumva Manu-i Liha? Mai întâi, în pieptul bătrânei, a clocotit și a hrăit ceva, apoi din gura ei fără dinți au izbucnit niște sunete ciudate care semănau ba cu croncănitul înnăbușit al unei cior bătrâne, ba se transformau într-un șuierat. Pe vremuri, poate că oamenii buni îmi ziceau și Manu-i Liha. Acum știu numai să mă bat jocorească. Ce treabă ai cu mine? Am urmărit ea, morocănoasă, văzându-și mai departe de treabă. M-am rătăcit, mătușico, n-ai cumva puțin lapte? N-am, mi-a tăiat ea vorba mânioasă. Prin pădure umblă mulți de-al de tine. Nu poți să le dai la toți de băut și de mâncat. Văd că nu prea ești bucuroasă de oaspeți. Așa e, nu prea-s bucuroasă. Nu ținem merinde pentru de-al de voi. De ești ostenit, stai și te hodinește, nu te alungă nimeni. Știi, zicătoarea, hai la noi la taifas să ascultați dangătul de sărbătoare, că la masă o să venim noi la voi. Asta-i. După vorbă mi-am dat numai decât seama că bătrâna se trăgea de pe alte meleaguri. Pe aici oamenilor nu le plăcea vorba tăioasă presărată cu vorbe de duh cu care se fălăște locuitorul cel meșter la snoave de prin părțile de miază noapte. Între timp, fără să se oprească o clipă din lucru, bătrâna bombănea ceva, dar din ce în ce mai încet și mai nedeslușit. Înțelegeam doar unele cuvinte răzlețe. Îmi vine cu tușa Manu-i Liha. Dar cine e el, nimeni nu știe. Am o groază de ani în spinare. Și tot trâncănește ca o gaiță. Am ascultat-o tăcut o vreme și, la gândul neașteptat că femeia era nebună, m-a cuprins un sentiment de teamă amestecat cu dezgust. Totuși, apucasem să mă uit bine în jurul meu. Cea mai mare parte a încăperii era ocupată de o sobă uriașă cu tencuială coșcovită. În colțul dinspre răsărit nu se aflau icoane. Pe pereți, în locul obișnuitelor poze cu vânători, cu mustăți verzi și câini violeți, și al portretelor unor general cu totul necunoscuți, atârnau legături de iarbă uscată, de rădăcini zbârcite și vase de bucătărie. N-a văzut nicio bufniță și niciun cotoi negru, în schimb, doi grauri grași și pestriți se uitau de pe sobă la mine, uimiți și temători. Bunicuțo, am întrebat-o eu, mai aspru, dar măcar un pic de apă s-o putea bea la dumneata. E acolo, în cofă, a răspuns ea făcând un semn cu capul. Apa avea un gust de rugină de baltă. După ce i-am mulțumit, fapt care a lăsat-o nepăsătoare, am întrebat-o cum aș putea ajunge la drum. Baba a ridicat deodată capul, m-a privit țintă cu ochii ei reci ca de pasăre și a murmurat grăbită. Du-te, du-te, vezi-ți flăcăule de drumul tău, n-ai ce căuta aici. Oaspetele e bun la sărbătoare, du-te, taică, du-te. Într-adevăr,
Nu mai aveam altceva de făcut decât să plec. Dar mi-a venit pe neașteptate gândul să încerc ultimul mijloc, ca să mai îmbunez puțin pe bătrâna asta plină de toane. Am scos din buzunar un sfert de rublă de argint și am întins-o. Nu greșisem. Când a văzut banii, bătrâna s-a mișcat și, deschizându-și ochii și mai larg, și-a întins după monedă degetele noduroase, închircite și tremurătoare. Nu, tușă, Manuilica, degeaba nu ți-o dau. Am zădărit-o eu, ascunzând moneda. Să-mi ghicești întâi. Pe fața cafeniei și smochinită a vrăjitoarei a apărut o strâmbătură de nemulțumire. Părea că șovăie, uitându-se nehotărâtă la pumnul meu în care țineam banul. Însă lăcomia a învins. Ei bine, să mergem, a murmurat ea sculându-se greoi de pe jos. Acum, drăguțul babei, nu mai ghicesc la nimeni. Am uitat. Am îmbătrânit, nu mai văd. Numai ție o să-ți mai ghicesc. S-a apropiat de masă, ținându-se de perete și cutremurându-și la fiecare pas trupul gârbovit, a scos o pereche de cărți cafenii, ferfenițite de vreme, le-a amestecat și mi le-a întins. Taie-le! Taie-le cu stânga, de la inimă! După ce a scuipat în degete, a început să dea în cărți. Când cădeau pe masă, plescăiau de parcă ar fi fost făcute din aluat. Le așeza în formă de stea cu 8 colțuri și după ce a pus-o și pe ultima peste rigă, și-a întins mâna spre mine. Dăruiește-mă, boierule! O să fii fericit, o să fii bogat! A zis ea cu glas cântat de cerșetoare cu un puternic accent țigănesc. I-am pus în mână moneda pregătită pe care a vărât-o în gură cu repeziciune de maimuță. Îți cade dar mare la drum lung, a început ea, rostind repede cuvintele cu care se vedea că era deprinsă. Te întâlnești cu o damă de tobă și auzi vorbe bune într-o casă de vază. Curând îți vine veste neașteptată de la un bărbat de cruce. Mai cad niscaiva griji și apoi bani, dar nu prea mulți. Faci o beție cu o droaie de oameni. Nu-i prea cine știe ce petrecerea, dar tot beție se cheamă că e. Trăiești mult și dacă nu mor la 67 de ani, atunci... Deodată a tăcut, ridicându-și capul ca și cum ar fi ascultat ceva. Am ascultat și eu, atent. Cânta un glas de femeie, proaspăt, plin și puternic, apropiindu-se de casă. Am recunoscut vorbele unui duios cântec ucrainian. Cine oare, floarea oare, ramul îl îndoaie? Cine oare, visul oare, capul mi-l împoaie? Hai, du-te acuși, du-te, șoimule, spuse bătrâna, îngrijorată, prinzând deodată viață și îndepărtându-mă cu mâna de lângă masă. N-ai ce căuta în case străine, vezi-ți de drumul tău. Ba chiar m-a prins de mânecă și m-a tras spre ușă, pe față cu o neliniște de fiară. La doi pași de casă, glasul a amuțit pe neașteptate. S-a auzit izbitura clanței, ușa s-a deschis cu putere și în prag a apărut o fată înaltă. Râdea. Își ținea grijulie cu amândouă mâinile poala șorțului vărgat, din care se ițeau trei capete mici de cintezoi cu gât roșu cu ochișori negri strălucitori. Vezi, bunicuțo, iar s-au luat după mine, a strigat ea râzând tare. Uite cât îți te caragioși, sunt morți de foame. Și că au făcut tocmai astăzi n-am avut pâine. Dar când m-a zărit, a tăcut deodată, s-a îmbujorat și, încruntându-și nemulțumită sprâncenele subțiri și negre, s-a uitat iscoditoare spre bătrână. Ia, un boier s-a bătut pe la noi. Întreabă de drum, a lămurit-o aceasta. Ei, taică, s-a întors ea spre mine cu un aer hotărât. Te-ai odihnit destul. Ai băut apă, ai tăifăsuit, e vremea să pleci. Tu nu ești de teapa noastră. Ia, ascultă frumoasă. M-am întors eu spre fată. Arată-mi, te rog, cum să ajung pe drumul spre Irinovca. Altfel nu mai ies în vecii vecilor din mlaștina voastră. Pe semne că blândețea și ruga pe care am pus-o în glas au înduplecat-o pe fată, fiindcă a așezat cu grijă pe sobă cintezoii din poală, a aruncat pe laviță bundița pe care și-o scosese și a ieșit din casă fără să spună o vorbă. Am urmat-o. Toate păsările astea sunt domesticite, am întrebat-o eu când am ajuns-o din urmă. Da, a răspuns ea tăios fără să-mi arunce măcar o privire. Și acum uită-te colo, a zis dânsa oprindu-se lângă gard. Vezi cărarea aceea dintre pini? Vezi? Văd. Mergi pe ea tot înainte. Când ajungi la un ciot de stejar, cotești la stânga, apoi o ții tot drept înainte prin pădure până dai de drumul spre Irinovca. În timp ce mi-a arătat drumul cu brațul drept întins înainte, am rămas fără să vreau cu ochii la ea. Nu semăna deloc cu fetele de prin partea locului, care se purtau cu basmale legate disgrațios peste bărbie și până peste ochi, mai toate cu aceeași expresie speriată pe chip. Fata aceasta străină era oacheșă, înaltă, de vreo 20-25 de ani, cu trupul zvelt și mlădiu. Cămașa albă largă îi învăluia armonios pieptul tânăr și sănătos. După ce vedeai odată frumusețea ei ciudată, nu mai puteai uita. Și chiar dacă te-ai fi obișnuit cu ea, ar fi fost greu să o descrii. Ochii ei mari, luminoși, de culoare închisă, cu sprâncene subțiri, arcuite, care îi dădeau o nuanță de șiretenie, autoritate și naivitate totodată, erau fermecători.
După cum fermecător era trandafiriul mat al pielii și arcuirea voluntară a buzelor, cea de jos puțin mai plină, ieșind în afară cu un aer hotărât și capricios. Nu vă e frică să stați singure în pustietatea asta?" am întrebat-o eu, oprindu-mă lângă gard. A dat nepăsătoare din umăr. De ce să ne fie frică? Lupii nu vin până la noi." Parcă numai de lupi e vorba. S-ar putea să nu mai puteți ieși de aici din pricina troienelor? Sau să vă ia foc casa? Și câte nu se mai pot întâmpla? Sunteți singure și n-ar avea cine să vă ajute la nevoie." Slavă Domnului că n-ar avea," a răspuns ea cu un gest de dispreț. Ar fi mai bine dacă ne-ar lăsa în pace pe bunica și pe mine că..." Ce? Dacă știi prea multe, îmbătrânești iute. Dar dumneata cine ești?" a urmat ea neliniștită. Mi-am dat seama că bătrâna și fata aceasta frumoasă se tem de oameni și m-am grăbit să o liniștesc. Să nu-ți fie frică. Nu sunt nici uriatnic, nici zapciu. Într-un cuvânt, nu sunt niciun fel de autoritate. Adevărat? Pe cuvântul meu de cinste. Zău că sunt un om cu totul străin de locurile acestea. Am venit în regiune doar pentru câteva luni și plec. Dacă vrei, nu spun la nimeni că am fost pe aici, că v-am văzut. Mă crezi? Obrazul fetei s-a mai luminat puțin. De, poate că nu minți. Ai auzit mai dinainte de noi, ori ai trecut pe aici din întâmplare? Nu știu nici eu ce să zic. Am auzit eu ceva de voi și voiam chiar să vă calc pragul într-o bună zi, dar astăzi am ajuns aici întâmplător. M-am rătăcit. Spune, pentru ce vă temeți de oameni? Ce rău vă fac? S-a uitat la mine cu o privire cercetătoare plină de neîncredere, dar aveam conștiința curată și am privit-o în ochi fără să clipesc. Atunci a început să vorbească tot mai aprins. Pătimim destul de pe urma lor. Cu oamenii simpli ne mai înțelegem noi, dar cu stăpânirea... Vine uriadnicul, dă-i. Vine zapciul, dă-i. Și înainte de a o lua, o mai și o cărăsc pe bunica. Ești o vrăjitoare, o diavoliță, o ocnașă, ce să mai zic. Dar de tine nu se leagă? Am întrebat-o eu, neprevăzător. Și-a clătinat capul de jos în sus, cu un aer de siguranță trufașă, iar în ochii ei, închiși pe jumătate, a licărit o luminiță amenințătoare. Nu se leagă. Odată a încercat unul din aia care măsoară pământul. I se făcuse de mângâiere, vezi, Doamne. Dar cred că nici până azi nu mi-am uitat mângâierile. Din cuvintele acestea batjocoritoare, dar mândre în felul lor, se desprindea atâta independență dârză încât m-am gândit fără să vreau. N-ai crescut tu degeaba într-o pădure din Polesie și chiar că-i primejdios să glumească omul cu tine. Ce? Noi ne legăm de careva? A urmat ea cu o încredere din ce în ce mai mare. N-avem nevoie de oameni. Mă duc doar o dată pe an în Târgușor să cumpăr săpun și sare. Mai iau și ceai pentru bunicuța, că-i place ceaiul. Altfel, n-am avea nevoie de nimeni. Văd că nici tu, nici bunica ta nu prea iubiți oamenii. Dar eu aș putea să mai trec la voi? Fata a râs și chipul ei frumos s-a schimbat pe neașteptate. Din asprimea dinainte nu rămăsese nicio urmă. Pe obrazul care s-a luminat, deodată s-a așternut o expresie sfioasă, copilărească. Păi ce să faci la noi? Bunica și cu mine suntem oameni plictisitori. Dar dacă ești cu adevărat om de treabă, poți să mai treci. Aș vrea doar să te rog, dacă mai vii pe aici, să nu mai iei pușca. Ți-e frică? Mie? De ce să-mi fie frică? Nu mi-e frică de nimic. Și în glasul ei răsună din nou încrederea în propriile forțe. Dar nu-mi place. De ce să omori păsărelele și iepurii? Nu fac rău nimănui. Vor să trăiască, așa ca și noi. Miți dragi, sunt mici și prostuți. Și acum cu bine, a încheiat ea grăbită. Nu știu cum îți spune. Mi-e teamă să nu mă ocărească bunica. A pornit în fugă spre casă cu capul înclinat, ținându-și cu mâna părul despletit de vânt. Stai, stai puțin, am strigat-o eu. Cum te cheamă? Să facem cunoștință cum trebuie. S-a oprit o clipă și s-a întors spre mine. Mă cheamă Aliona. Oricum se zice pe aici, Olesia. Mi-am luat pușca la umăr și am pornit în direcția indicată de ea. Când am ajuns pe un dâmb, de unde se așternea o cărare îngustă de pădure, am întors capul. Fusta roșie a Olesiei, înfoiată de vânt, se mai vedea încă pe treptele căsuței, ca o pată strălucitoare pe albul zăpezii. Peste o oră a venit și pădurarul. Scump la vorbă ca de obicei, nu m-a întrebat cum și unde m-am rătăcit. A spus doar parcă întreagăt. Am dus iepurele la bucătărie. Îl frigem sau vreți să-l trimiteți cuiva? Știi unde a fost astăzi Iarmola? L-am întrebat eu, închipuindu-mi cât de mirat va fi când va afla. Cum să nu știu? A mormăit el grosolan. Ați fost la vrăjitoare. Cum ai aflat? Păi, cum să nu aflu? Când am văzut că nu răspundeți, am luat-o pe urmele dumneavoastră. Ehe, boierule,
a adăugat el în ciudat și dojenitor. N-ar trebui să vă țineți de treburi de-astea. E păcat. 4. În anul acela, primăvara a început de vreme și pe neașteptate, ca totdeauna în Polesie. Pe ulițele satelor au pornit să gâlgâie pâriașe ca fenii scânteitoare, spumegând furioase în jurul bolovanilor din cale și ducând repede cu ele așchi și pene de gâscă. În băltoacele uriașe se oglindea cerul albastru pe care pluteau rostogolindu-se nori albi și rotunzi. Streșinile au pornit să cânte. Vrăbiile gureșe, adunate în stoluri pe sălciile de lângă drum, ciripeau asurzitor. Pretutindeni se simțea clocotul voios și nestăpânit al vieții. Zăpada se topise. Doar prin vâlcele și prin grânguri umbroase mai rămăseseră câteva petece murdare mâncate de apă. De sub omăt apăruse pământul gol, umed și cald, odihnit peste iarnă, plin de sevă proaspătă și de dorul unui nou rod bogat. Peste ogoarele negre unduia un apur ușor, umplând văzduhul cu mireasma pământului dezghețat, mireasma aceea proaspătă, pătrunzătoare, îmbătătoare a primăverii, pe care chiar și în oraș o recunoști din sute de alte mirosuri. Mi se părea că odată cu mirosul acesta mi se strecoară în suflet și tristețea primăverii, tristețe dulce și gingașă, plină de așteptări și presimțiri nelămurite, o tristețe poetică, ce te face să vezi toate femeile frumoase și care e totdeauna amestecată cu o ușoară părere de rău pentru primăverile din trecut. Treptat, nopțile se încălzeau. În bezna lor adâncă și umedă se simțea munca creatoare și nevăzută a naturii. În zilele acestea de primăvară, chipul Olesiei nu-mi ieșea din minte. Când eram singur, îmi plăcea să mă întind în pat, să strâng tare ploapele, ca să-mi adun mai bine gândurile și să chem mereu în fața ochilor chipul ei când aspru, când viclean, cu zâmbetul luminos și gingaș, trupul ei tineresc, crescut în libertatea bătrânei păduri, tot atât de zvelt și de viguros ca brazii cei tineri, glasul ei proaspăt, câteodată neașteptat de adânc și de catifelat. În toate mișcările, în toate vorbele ei, se simte o nuanță de noblețe, îmi ziceam, desigur, în sensul cel mai bun al acestui cuvânt destul de banal, un fel de cumpătare plină de grație născută. Mă atrăgeau la Olesia și o oarecare aureolă de mister din jurul ei, și renumele de vrăjitoare și viața lor în desiș, în mijlocul mlaștinii, dar mai ales încrederea plină de mândrie în propriile sale forțe, pe care o îndrezărisem din puținele ei cuvinte. Așadar, nu-i de mirare că atunci când cărările pădurii s-au mai zbicit nițel, am și pornit spre căsuța dărăpânat. Gândindu-mă că poate va fi nevoie să o potolesc puțin pe bătrâna cea ursuză, am luat cu mine o jumătate de funt de cei și câteva bucăți de zahăr. Le-am găsit acasă pe amândouă. Bătrâna trebăluia pe lângă soba în care ardea un foc viu, iar Olesia torcea in, stând pe o bancă foarte înaltă. Când am intrat și am izbit ușa, ea s-a întors, firul i s-a rupt în mână și fusul i s-a rostogolit pe jos. Bătrâna s-a uitat câtva timp supărată, cu luarea minte la mine, ferindu-și cu palma de dogoarea sobei fața zbârcită. Bună ziua, bunicuțo! Am spus eu cu glas tare, plin de voie bună. Văd că nu mă recunoști. Ți-aduci aminte când am trecut pe la tine acum vreo lună și te-am rugat să-mi arăți drumul? Ba, mi-ai și ghicit. Nu mi-aduc aminte, maică. A bombănit bătrâna, clătinând nemulțumită din cap. Nu mi-aduc aminte. Și nu înțeleg ce cauți tu la noi. Ce ai tu de vorbit cu oameni de felul nostru? Suntem oameni simpli, pizăriți. Ce treabă ai cu noi? Pădurea e mare, e loc destul. Așa că... Vuimăci de primirea ei dușmănoasă, m-am pierdut cu firea și mă simțeam ca omul care nu știe ce să facă. Să ia grosolănia drept glumă sau să se supere, să întoarcă spatele și să plece fără să mai spună o vorbă. M-am uitat la Olesia, fără să vreau, cu un aer descumpănit. Ea a zâmbit ușor, cu bunăvoință, s-a sculat de la furca de tors și s-a apropiat de bătrână. Nu-ți fie frică, bunico, a zis ea împăciuitoare. Nu e om rău, nu o să ne facă nimic. Șezi, te rog. M-a poftit fata arătându-mi lavița dintr-un colț al odăii, fără să mai țină seama de bombănelile bătrânei. Încurajat de bunăvoința ei, m-am hotărât să folosesc argumentul hotărător. Dar rea mai ești, mătușă. Cum îți calcă cineva pragul, încep să o cărăști. Și eu care ți-aduceam un dar, am zis, scoțând pachetelele din tolbă. Bătrâna s-a uitat repede la ele, dar în aceeași clipă și-a întors capul spre sobă. N-am trebuință de darurile tale. Am urmărit ea scormonind îndărjită tăciunii din sobă. Îi cunosc eu pe oaspeții ăștia. Întâi ți se vâră în suflet și apoi... Dar ce ai acolo? M-a întrebat în cele din urmă. I-am dat numai decât ceaiul și zahărul, ceea ce am îmbunat-o și cu toate că bombănea mereu, dușmânia de mai înainte pierise. Olesia a început iar să toarcă și eu m-am așezat lângă dânsa pe o băncuță scundă, scurtă și foarte șubredă.
Cu mâna stângă, fata răsucea repede fuiorul alb și moale ca mătasea, iar în dreapta îi se învârtea cu un zâmzet ușor fusul. Ea bai dădea drumul să alunece domol până aproape de pământ, bal prindea cu îndemânare, silindu-l cu o mișcare iute a degetelor să se învârtească din nou. Făcea cu o mare iuțeală treaba aceasta atât de simplă la prima vedere, dar care cere în realitate o mare deprindere și iscusință moștenită de veacuri. Mă uitam fără să vreau la mâinile ei. Din pricina muncii erau aspre și negricioase, dar destul de mici și cu o formă atât de frumoasă că i-ar fi invidiată multe fete din familiile înstărite. Atunci nu mi-ai spus că bunica ți-a dat în cărți, a zis Olesia și când a văzut că întorc cu teamă privirile spre bătrână, a adăugat. Lasă, nu-i nimic. E cam tare de ureche și n-aude. Numai vocea mea o deslușește bine. Da, mi-a dat în cărți, dar de ce mă întrebi? Așa, într-o doară. Dar dumneata crezi? M-a întrebat ea, aruncându-mi o privire cu coada ochiului. Ce să cred? Ce mi-a spus bunica ta sau înghicit în general? Așa, în general. Cum să-ți spun? De fapt, nu cred, dar mai știi? Se zice că se întâmplă uneori. Chiar și prin cărți scrie. Însă, în ce mi-a spus bunica ta, nu cred deloc. Așa ghicește orice muiere de la țară. Olesia a zâmbit. Da, e drept că acum ghicește prost. Am bătrânit și mai e și tare frică. Ce ți-au arătat cărțile? Nimic deosebit. Am și uitat. Ce arată de obicei, drum lung, damă de cruce, nu-mi mai aduc aminte. Da, da, acum ghicește prost. Din pricina bătrâneții a uitat și multe cuvinte. Și se mai și teme. Numai când vede bani se hotărăște să ghicească. De ce se teme? De bună seamă de stăpânire. Uriatnicul vine și o amenință mereu. Te bag la gherlă, cât ai zice pește. Ai aflat cum sunt pedepsite de lege vrăjitoarele de teapa voastră? Cu deportarea la muncă silnică pe viață pe insula Socolinei. Ce zici? Minte ori nu? Nu minte, e adevărat că ghicitul se pedepsește, dar nu chiar atât de aspru. Tu știi să ghicești, Olesia? Fata a tăcut o clipă încurcată, însă numai o clipă. Știu, numai că eu nu ghicesc pentru bani. A adăugat apoi repede. Vrei să-mi dai și mie în cărți? Nu vreau, a răspuns ea încet, dar hotărât, clătinând din cap. De ce? Dacă nu acum, altă dată. Nu știu de ce mi se pare că tu îmi vei spune adevărul. Nu, nu o să-ți ghicesc. Pentru nimic în lume. Nu-i frumos din partea ta. Ar trebui să o faci, de dragul cunoștinței noastre. De ce nu vrei? Fiindcă am dat odată în cărți pentru dumneata fără să știi și a doua oară nu se poate. Nu se poate? De ce? Nu înțeleg. Nu, nu, nu se poate. Nu se poate, a repetat ea cu o teamă superstițioasă. Nu trebuie să pui soarta la încercare de două ori. Nu se cuvine. Soarta trage cu urechea, stă la pândă. Nu-i place să se lase iscodită. De aceea toate ghicitoarele sunt nefericite. Am vrut să-i răspund cu o glumă, dar am șovăit. Prea era convinsă de ceea ce spunea. Când amintise de soartă, chiar se uitase cu o teamă stranie spre ușă și fără să vreau, am întors și eu capul în aceeași direcție. Dacă nu vrei să-mi ghicești, spune-mi cel puțin ce ai văzut atunci, am rugat-o eu. Olesia și-a aruncat pe neașteptate fusul și și-a așezat mâna pe mâna mea. Nu, mai bine nu, a zis ea privindu-mă cu ochi rugători ca de copil. Te rog să nu-mi ceri asta. Ți-a căzut rău. Mai bine să nu-mi ceri. Totuși am stăruit. Nu puteam să-mi dau seama dacă refuzul și vorbele ei nelămurite cu privire la soartă erau numai tertipurile unei ghicitoare încercate sau dacă credea într-adevăr în ceea ce spunea. În orice caz, nu mă simțeam la largul meu, ba chiar eram aproape înfricoșat. Bine, să-ți spun, s-a învăit ea în cele din urmă. Dar să nu te superi dacă nu o să-ți placă. Iată ce ți-a căzut. Ești un om bun, dar slab. Bunătatea dumitale nu-i firească, nu-i pornită din inimă. Nu ești stăpân pe cuvântul dumitale. Îți place să te arăți mai tare decât ceilalți, dar cu ori fără vrerea dumitale te supui lor. Îți place băutura și, dacă îi să spun tot, apoi spun tot. Tare îți plac și femeile și din pricina lor o să ai multe necazuri în viață. Banii nu-i prețuiești și nu știi să-i strângi. N-o să fii bogat niciodată. Să spun mai departe? Spune, spune, spune tot. A mai căzut că nu să-ți fie viața prea veselă. Pe nimeni nu o să îndrăgești din toată inima, fiindcă ai o inimă rece și leneșă. Iar celor ce te-or iubi o să le pricinuiești multă durere. N-o să te însori niciodată. Mori burlac. Bucurii mari în viață n-o să ai, ci doar mult urât și multe greutăți. O să vină o zi când o să vrei să-ți iei și viața. Așa e să fii de încurcat. Dar n-ai să îndrăznești să o faci și o să te supui soartei. O să înduri sărăcie mare, dar spre sfârșitul vieții o să ți se schimbe destinul cu totul pe neașteptate, datorită morții unui om apropiat. Însă toate astea o să se întâmple după mulți ani. În schimb,
În anul ăsta? Nu știu când anume. Cărțile spun că foarte curând, poate chiar luna asta. Ce o să se întâmple în anul ăsta? Am întrebat-o eu când am văzut că tace. Mi-e frică să spun mai departe. Îți cade o mare dragoste de la o damă de cruce. Nu pot să-mi dau seama dacă e măritată ori nu. Știu doar că are părul întunecat. Am aruncat fără să vreau o privire asupra părului ei. De ce te uiți la mine? A întrebat Olesia înroșindu-se deodată. Am simțise privirea cu o înțelegere pe care o au doar unele femei. Da, cam ca al meu, a urmat ea îndreptându-și părul cu o mișcare obișnuită și înroșindu-se și mai tare. Spui că o mare dragoste de la o damă de cruce? Am întrebat-o eu glumeț. Nu râde, nu trebuie să râzi, a zis ea serioasă, aproape poruncitoare. Nu spun decât adevărul. Bine, nu o să mai râd. Și mai departe? Mai departe, o să fie tare rău de dama asta de cruce, așa-i cade. Mai rău ca moartea. Din pricina dumitale o să îndure o rușine mare. O rușine care nu se uită niciodată. Și tristețe multă. Dar dumitale nu-ți cade nimic rău din pricina ei. Ia spune, Olesia, dar dacă te-au înșelat cărțile? De ce i-aș aduce atâtea necazuri damei de cruce? Sunt un om liniștit, modest și tu spui de mine atâtea lucruri îngrozitoare. Asta nu mai știu. De altfel, n-a căzut că dumneata o să-i aduci necazuri cu voia dumitale din adins, ci doar că nenorocirea o să se întâmple din pricina dumitale. Când o să mi se împlinească vorbele, o să-ți amintești de mine. Și toate astea ți le-au spus cărțile? Mi-a răspuns abia după câteva clipe de tăcere, evaziv și parcă împotriva vrerii ei. Și cărțile. Da, și fără ele aflu multe, de pildă după obrazul omului. Dacă e scris cuiva să moară curând de moarte năpraznică, văd asta de îndată pe fața lui. Nici nu trebuie să stau de vorbă cu el. Și ce vezi? Nu știu nici eu. Mă apucă deodată groaza, ca și cum ar zace mort dinaintea mea. Întreabă pe bunica, o să-ți spună că e adevărat. Acum 2 ani, Trofim Morarul s-a spânzurat în hambarul lui. Eu îl întâlnisem cu 2 zile înainte și spusesem de îndată bunicii. Ai să vezi, bunicuțo, că în câteva zile Trofim o să moară de moarte năpraznică. Și așa a fost. De câșlegi, trece pe la noi hoțul de cai, Iașca, și o roagă pe bunica să-i ghicească. Ea s-apucă să-i dea în cărți și el o întreabă în glumă. Spune, băbuțo, de ce moarte o să mor? Și râde. Dar eu, când m-am uitat la el, am încremenit. Ședea acolo cu un obraz fără viață, verde. Își ținea ochii închiși și buzele îi erau negre. După o săptămână am auzit că l-au prins țăranii furând cai. L-au bătut toată noaptea. Oamenii sunt răi pe aici, pe la noi. Nu știu ce-i mila. I-au bătut cuie în tălpi, i-au rupt coastele cu parii și spre dimineață și-a dat duhul. Și pentru ce nu i-ai spus că îl pândește nenorocirea? De ce să-i fi spus? Îmi întoarse vorba Olesia. De ce ți-e scris, nu scapi. Degeaba i-aș fi amărât omului cele din urmă zile. Și apoi, nici mie nu-mi place să văd asta, mă apucă scârba de mine. Dar ce să fac? Așa s-i-o făcută. Când era mai tânără și bunica presimțea moartea, ca și mama și mama bunicii. Asta ne e în sânge. Nu mai torcea. Stătea nemișcată, cu capul plecat, cu mâinile în poală. În ochii ei fixi, cu pupilele mărite, se vedeau un fel de groază și de supunere în fața puterii supranaturale hărăzite sufletului ei de a pătrunde tainele destinului. 5. În timpul acesta, bătrâna întinsese pe masă un ștergar curat, cu marginile brodate și pusese pe el o strachină din care ieșeau aburi. Hai la masă, Olesia! Și-a chemat ea nepoata, iar după un minut de șovoială a adăugat întorcându-se spre mine. Poate mănânci și dumneata cu noi, domnule. Poftim la masă! Numai că n-avem bucate prea de soi. Supă nu gătim, ci doar o fiertură din crupe de câmp. N-aș putea spune că m-a invitat cu prea mare stăruință și tocmai voiam să o refuz, când Olesia m-a rugat și ea cu atâta simplitate prietenoasă să poftesc la masă și cu un zâmbet atât de împietor, încât am primit fără să veau. Mi-a umplut chiar ea o farfurie cu o fiertură de hrișcă, cu slănină, ceapă, cartofi și carne de găină, o mâncare foarte gustoasă și hrănitoare. Când s-a așezat la masă, nici bunica, nici nepoata nu și-au făcut cruce. În vreme ce mâncam, le cercetam mereu pe ascuns, fiindcă sunt încredințat că în nicio altă împrejurare nu pot să afli mai bine felul de a fi al omului ca în timpul mesei. Bătrâna înghițea lacom și cu grabă plescăia tare și își îndesa în gură bucăți atât de uriașe de pâine, încât obrajii ei scofâlciți se umflau tot mestecând fără istov. Fata, în schimb, avea un fel de cumpătare, înnăscută chiar și în felul de a mânca.
La un ceas după cină mi-am luat rămas bun de la stăpânele căsuței părăginite. Vrei să te conduc puțin? Mi-a propus Olesia. Asta ce-o mai fi? A bombănit bătrâna supărată. Nu pot să mai stai locului, sfârlează. Dar Olesia și-a pus pe cap bazma roșie de cașmir și-a dat fuga la bunica ei, pe care a îmbrățișat-o și-a săutat-o zgomotos zicând: Bunicuțo, draga mea, scumpa mea, iubita mea, într-o clipă mă întorc. Bine, bine, ne-a stâmpărat-o, a zis bătrâna îndepărtând-o ușor cu mâna. Să nu ne judece rău, domnule, e tare prostuță. După ce am străbătut o cărare îngustă, am ajuns la drumul din pădure negru de noroi, cu multe urme de copite și roți de căruță pline de apă, în care se oglindea pojarul asfințitului. Mergeam pe marginea drumului acoperit cu frunzele cafenii din anul trecut, care nu apucaseră încă să se usuce după ce se topise zăpada. Pe alocuri, din frunzele galbene și moarte, își ridicau căpșoarele clopoței liliachii, primele flori din polesie. Aș vrea foarte mult să te întreb ceva, Olesia, dar mi-e teamă să nu te superi. E adevărat ce se spune de bunica ta că ar fi... Nu știu cum să spun mai bine. Că e vrăjitoare? M-a ajutat fata liniștită să-mi termin gândul. Nu, nu vrăjitoare, am urmat eu încurcat. Sau, hai să-i zicem vrăjitoare. Fără îndoială că nu poți să astupi gura lumii. Poate că se pricepe numai la ierburi de leac și de scântece. Da, dacă te supără, poți să nu-mi răspunzi. Ba nu, ce-ar putea să mă supere? E într-adevăr vrăjitoare. Numai că de când am bătrânit, nu mai poate să facă ceea ce făcea înainte. Și ce făcea? Am întrebat-o eu curios. Tot felul de lucruri. Vindeca bolile, îți lua durerea de gâlci, îl descânta pe cel mușcat de câine turbat ori de șarpe, descoperea comori și câte și mai câte. Știi ceva, Olesia? Te rog să mă ierți, dar eu nu cred în toate astea. Hai, spune drept, că nu suflu o vorbă nimănui. Nu e așa că toate astea sunt doar prefăcătorii pentru prostirea oamenilor? Ea a dat nepăsătoare din numeri. Crede ce vrei. Nici vorbă că nu-i mare lucru să prostești o muiere de la țară, dar pe dumneata nu te-aș minți. Prin urmare, tu crezi cu tărie în puterea ei de vrăjitoare? Cum să nu cred? În neamul nostru toți fac farmece. Și eu fac multe. Olesia, draga mea, dacă ai ști cât de tare mă interesează toate astea, mi-arăți și mie? Da, dacă vrei. S-a învoit ea numai decât. Vrei chiar acuși? Dacă se poate, chiar acum. Și n-o să-ți fie frică? Prostii, poate că noaptea mi-ar fi frică, dar acum e încă lumină. Bine, dă-mi mâna. M-am supus. Mi-a suflecat repede mâneca de la palton, mi-a desfăcut butonul de la manșetă, apoi a scos din buzunar un cuțit nu prea mare, cam de o șchioapă, pe care îl purta într-o teacă de piele. Ce-ai de gând? Am întrebat-o eu, cuprins deodată de neliniște. O să vezi numai decât. Doar ai spus că nu o să-ți fie frică. Mâna ei a schițat pe neașteptate o mișcare abia întrezărită și în braț, ceva mai sus de locul unde se ia pulsul, am simțit atingerea înfiorătoare a tăișului. În aceeași clipă, sângele a țâșnit pe toată întinderea tăieturii, s-a prelins pe braț și a început să cadă jos în picături dese. M-am stăpânit cu greu să nu țip și cred că am pălit. Nu te teme, din asta nu mori, a zis Olesia zâmbind cu o ușoară batjocură. Mi-a apucat brațul mai sus de rană, a strâns tare și a plecat fața spre tăietură și a început să șoptească repede ceva atât de aproape că îi simțeam pe piele respirația fierbinte. Când a ridicat capul și și-a desfăcut degetele de pe braț, în locul rănii nu se mai vedea decât o urmă roșie. Ce zici? Ți ajunge? A întrebat ea cu un zâmbet ciret, băgându-și cuțitul în buzunar. Mai vrei și altceva? Nici vorbă. Numai dacă s-ar putea să nu fie tot atât de înfricoșător și, te rog, fără vărsare de sânge. Ce să-ți mai arăt? A întrebat ea îngândurată. Bine, mergi înaintea mea pe drum. Dar bagă de seamă să nu întorci capul. Dar nu o să fie nimic de groază? Am întrebat-o eu, străduindu-mă să maschez cu un zâmbet nepăsător teama unei surprize neplăcute. Nu, nu. Fleacuri. Hai, pornește. Am luat-o înainte, foarte curios de ce se va întâmpla, simțind în spatele meu privirea încordată a Olesiei. Dar după ce am mers vreo 20 de pași, m-am potignit deodată pe loc neted și am căzut cât eram de lung. Mergi înainte, mergi înainte, mi-a strigat Olesia. Nu întoarce capul. Nu-i nimic. O să-ți treacă până la nuntă. Când cazi, ține-te mai tare de pământ. Am pornit mai departe. După alți 10 pași, m-am întins din nou cât eram de lung. Olesia râdea tare bătând din palme. Ei, ce zici, ești mulțumit? A strigat ea, arătându-și dinții albi și strălucitori. Acum crezi? Nu-i nimic, nu-i nimic, doar n-ai zburat în sus, ci în jos. Cum ai făcut asta?
Am întrebat-o eu, uimit, scuturându-mi de pe haină câteva crenguțe și niște fire uscate de iarbă. E o taină? Nu-i nicio taină. O să te lămuresc cu plăcere. Nu mai mi-e teamă că nu o să mă înțelegi. Nu știu dacă mă pricepe să-ți dau lămuriri. Într-adevăr, n-am înțeles-o prea bine. În orice caz, dacă nu mă înșel, sfamatoria aceasta constă în faptul că, urmărindu-mă pas cu pas, călcând la fel ca mine și privindu-mă neîncetat, ea se străduiește în același timp să imite chiar și cea mai neînsemnată mișcare a mea. Ca să zic așa, se identifică pur și simplu cu mine. După ce străbate astfel câțiva pași, începe să-și închipuie că la o oarecare distanță în fața mea se află o frânghie întinsă de-a curmezișul drumului la o înălțime de vreo jumătate de metru deasupra pământului. În clipa când sunt gata să ating cu piciorul această frânghie imaginară, ea face o mișcare ca și cum s-ar potigni deodată. Și atunci, după spusele ei, chiar și omul cel mai tare trebuie să cadă neapărat. Mi-am adus aminte de explicațiile confuze ale fetei abia mult timp mai târziu, când am citit un articol al doctorului Charcot despre experiențele pe care le-a făcut cu două paciente de la Salpetrier, vrăjitoare de profesie, bolnave de isterie. Am fost tare uimit când am aflat că vrăjitoarele franțuzoaice, femei din popor, foloseau în astfel de cazuri aceleași metode ca și frumoasa vrăjitoare din Polesie. O, mă mai pricep la multe, a zis ea plină de mândrie. De pildă, poți să te sperii. Cum adică? Fac așa ca să te apuce groaza. Să zicem că te găsești seara în odaia dumitale. Deodată te cuprinde frica fără nicio pricină, o frică atât de mare că începi să tremuri și nu îndrăznești nici să întorci capul. Numai că pentru asta trebuie să știi unde locuiești și să-ți văd dinainte camera. Cred că e vorba de o treabă foarte simplă, am spus eu cu un ton de îndoială. Te apropii de fereastră, bați în geam, ori strici ceva. Nu, nu, în clipa aceea o să mă aflu în pădure și nici nu o să ies din coliba mea. Dar șed și mă gândesc tot timpul că merg pe stradă, că mă apropii de casa dumitale, că deschid ușa, intru în odaie. Să zicem că stai la masă. Mă furișez încet în spatele dumitale. Nu mă auzi. Îți pun mâna pe umăr și încep să apăs. Tot mai tare, mai tare și mai tare. Între timp te privesc. Ia ca așa, vezi? Și-a încruntat sprâncenele subțiri, s-a uitat la mine țintă cu o căutătură amenințătoare, dar și atrăgătoare, iar irisul i s-a mărit, făcându-se parcă mai albastru. În clipa aceea, mi-am amintit de capul meduzei pictat de nu știu care artist, pe care l-am văzut la galeria Tretiakov din Moscova. Țintuit de privirea aceasta ciudată și stăruitoare, m-a cuprins un fior rece în fața supranaturalului. Destul, destul, am spus eu cu un râs prefăcut. Îmi place mult mai mult când zâmbești. Atunci ai o față atât de drăguță, ca de copil. Am pornit mai departe când mi-am dat deodată seama că Olesia vorbea foarte sugestiv, ba chiar prea frumos pentru o fată simplă și am spus. Știi ce mă miră la tine? Ai crescut în pădure, n-ai văzut oameni aproape deloc. Desigur că nici n-ai citit mare lucru. Nici nu știu să citesc. Cu atât mai mult. Totuși vorba nu ți-e mai prejos de a unei domnișoare adevărate. Cum de-ai ajuns la asta? Înțelegi ce vreau să spun? Da. Bunica m-a învățat. Nu te uita că arată așa. E tare deșteaptă. Când s-o mai obișnui cu dumneata, o să-și dea și ea drumul la gură. Știe tot ce vrei, poți să o întrebi de orice se află pe lume. E drept că acum a îmbătrânit. Înseamnă că a văzut multe în viața ei. De unde e de fel? Unde a trăit mai înainte? Mi se pare că întrebările mele nu i-au plăcut. Mi-a răspuns după o pauză lungă, vag și cam în stilă. Nu știu. De altfel, nici ei nu-i place să vorbească de lucrurile astea. Chiar dacă spune uneori câte ceva, mă roagă totdeauna să uit ce-am auzit. Dar e timpul să mă întorc. O să se supere, bunica. La revedere. Te rog să mă ierți, însă aș vrea să știu cum te cheamă. I-am spus. Ivan Timofeevici? Foarte bine. Atunci, la revedere, Ivan Timofeevici. Să mai treci pe la noi. Să nu disprețuiești coliba noastră. La despărțire, i-am întins mâna și mâna ei mică și puternică mi-a răspuns cu o strângere tare, prietenească. 6. Din ziua aceea am devenit un oaspete obișnuit în căsuța din pădure. Ori de câte ori mă duceam acolo, Olesia mă întâmpina cu mândria stăpânită pe care eu o cunoșteam. Dar de fiecare dată, după tresărirea ei involuntară când mă vedea, îmi dădeam seama că o bucură venirea mea. Bătrâna bombănea ca înainte, însă nu-și mai arăta dușmania pe față, pe semne unde îmi lua nepoata ei apărarea. O înduplecau de asemenea vădit și darurile pe care îi le aduceam din când în când. Ba o basma de lână, ba un borcan de dulceață, ba o sticlă de vișinată. Printr-o înțelegere tacită între noi, Olesia își luase obiceiul să mă conducă la plecare până la drumul spre Irinovka. Și totdeauna, tocmai atunci, se lega între noi o convorbire atât de vie și de interesantă, încât, fără să vrem, căutam amândoi să lungim drumul,
încetinind tot mai mult pasul de-a lungul cărărilor tăcute de la marginea pădurii. După ce ajungeam la drumul spre Irinovca, o mai conduceam eu înapoi cam o jumătate de verstă și, înainte de a ne lua rămas bun, tot mai stăteam de vorbă multă vreme sub acoperământul înmiresmat al crengilor de pin. Nu numai frumusețea Olesiei mă fermecă, ci și firea ei echilibrată, originală și liberă, mintea ei limpede, deși îmbibată de superstiții moștenite, nevinovăția ei ca de copil care purta însă totodată și pecetea cochetăriei și rete de femeie frumoasă. Mă întreba setoasă de tot felul de lucruri care atrăgeau imaginația primitivă și vie, de țări și popoare, de fenomenele naturii, de cum erau organizate pământul și universul, de oameni învățați, de orașele mari. Multe din ceea ce afla îi se păreau uimitoare, neverosimile, de basm. Dar fiindcă folosisem de la începutul cunoștinței noastre un ton foarte serios, sincer și simplu, credea fără nicio rezervă tot ce îi spuneam. Uneori mi-era greu să-i explic unele lucruri, care mi se păreau prea adânci pentru mintea ei pe jumătate sălbatică. De altfel, câteodată mă întreba unele lucruri care nici pentru mine nu erau tocmai clare. Și răspundeam la întrebările ei stăruitoare: "Vezi tu, asta nu o să pot să-ți spun, nu o să mă înțelegi." Atunci mă implora: "Te rog, te rog, o să mă străduiesc. Spune, chiar dacă o fi de neînțeles, să fac comparații surprinzătoare, să dau exemplele cele mai îndrăznețe." Și când mi-era greu să găsesc expresia potrivită, mă ajuta cu o adevărată ploaie de întrebări nerăbdătoare, ca acelea pe care le puneam de pildă unui bâlbâit care s-a potignit la un cuvânt. Și într-adevăr, mintea ei mlădioasă și vie, imaginația ei proaspătă învingeau până la urmă neputința mea pedagogică. Fără să vreau, mă convingeam tot mai mult că pentru mediul și educația ei, sau mai bine zis pentru lipsa ei de educație, fata avea aptitudini uimitoare. Într-o zi, când i-am spus întreagă ceva despre Petersburg, curiozitatea Olesiei s-a trezit imediat. "Ce e Petersburgul? Un târgușor?" "Nu, nu, e cel mai mare oraș din Rusia." "Cel mai mare? Chiar mai mare decât toate? Mai mare decât el, altul nu-i?" a stăruit ea cu naivitate. "Nu, acolo se află toți șefii cei mari, toți domnii. Acolo casele sunt toate de piatră, nu-i niciuna de lemn." "Atunci nici vorbă că e mai mare decât stepanii al nostru," a zis ea cu convingere. "O, da, mai mare, cam de vreo 500 de ori. În unele case din Petersburg trăiesc de două ori mai mulți oameni decât în toți stepanii." "O, Doamne, dar ce fel de case or fi astea?" a întrebat Olesia, aproape speriată. Ca de obicei, a trebuit să mă folosesc de comparații. "Niște case grozave, de câte 5, 6 și chiar 7 caturi. Vezi tu pinul acela de colo? Cel mai mare? Îl văd. Atât de înalte sunt casele. Și sunt pline de sus până jos cu oameni, care trăiesc în niște cămăruțe mici, ca păsările în colivie, câte 10 în fiecare, de nu le ajunge nici aerul la toți. Iar alții locuiesc jos, sub pământ, în umezeală și frig, și în unele din ele nu pătrunde niciodată o rază de soare." "Nu mi-aș da pădurea pentru orașul vostru," a zis Olesia clătinând din cap. "Când mă duc la stepani, la piață mi se face scârbă, nu alta. Oamenii se îmbrâncesc, sunt gălăgioși și se ocărăsc. Și mă apucă un dor atât de mare de pădure că aș lăsa totul baltă și aș ugi de acolo fără măcar să întorc capul. Dă-l încolo de oraș, că eu n-aș putea să stau în el niciodată." "Dar dacă bărbatul tău o să fie un orășan?" am întrebat-o eu, zâmbind ușor. S-a încruntat, iar nările subțiri au tresărit. "Nici prin gând nu-mi trece," a zis ea disprețuitoare. "Mie nu-mi trebuie niciun fel de bărbat." "Asta o spui acum, Olesia. Aproape toate fetele vorbesc așa, totuși se mărită. Mai așteaptă puțin. O să întâlnești un bărbat pe care o să-l îndrăgești și o să te duci după el nu numai la oraș, ci și la capătul lumii." "Nu, nu, te rog să nu vorbești așa," a zis ea necăjită. "Ce rost are? Te rog, nu trebuie. Ce ciudată ești tu, Olesia. Crezi oare că nu o să iubești niciodată un bărbat? Ești tânără, frumoasă, plină de vigoare. Când o să ți se aprindă sângele, o să uiți de tot ce ai spus acum." "Ei, și ce dacă o să iubesc?" a răspuns ea provocatoare, cu ochii scânteitori. "N-am să cer voie la nimeni." "Atunci o să te și măriți," am necăjit-o eu. "Vrei să spui de cununie la biserică?" se dumiri ea în sfârșit. "Nici vorbă, și la biserică. Preotul o să vă pună să ocoliți masa cu icoane, diaconul o să cânte Isaia dănțuiește, o să-ți așeze cununa pe cap?" Olesia și-a lăsat ochii în jos, a zâmbit ușor și a clătinat din cap. "Nu, dragul meu. Poate că nu o să-ți placă ce-ți spun acum, dar să știi că în neamul nostru nimeni nu s-a cununat. Și mama și bunica au trăit fără cununie. De altfel, noi nu putem intra în biserică." "Tot din pricina vrăjitoriei?" "Da, din pricina ei," a răspuns ea calmă și serioasă. "Cum aș putea îndrăzni să intru în biserică dacă sufletul meu e vândut lui de la naștere?" "Olesia, draga mea, te înșel. E caragios ceea ce spui. N-are nicio noimă." Pe chipul Olesiei
a apărut aceeași expresie stranie pe care o mai văzusem odată, a unei supuneri pline de convingere și mâhnire față de o predestinare tainică. Nu, nu, dumneata nu poți să înțelegi, dar eu simt. Aici, a râs ea punându-și mâna pe piept. Simt asta în sufletul meu. Tot neamul nostru e blestemat în vecii vecilor. Judecă și dumneata. Cine ne ajută dacă nu el? Un om oarecare ar putea să facă ce fac eu? Toată puterea noastră vine de la el. Ori de câte ori atingeam subiectul acesta neobișnuit, discuția noastră se termina în același fel. Zadarnic foloseam toate dovezile pe care credeam că o să le înțeleagă. Îi vorbeam zadarnic în cuvinte simple despre hipnotism, sugestie, medici, psihiatri, fachiri indieni. Mă străduiam fără niciun folos să explic pe cale științifică unele din experiențele ei, ca de pildă oprirea sângelui dintr-o rană la care ajunge atât de ușor printr-o apăsare îndemânatică a venelor. Ea, care primea cu foarte mare încredere lămuririle mele în orice alte probleme, în chestiunea aceasta respingea cu încăpățânare toate argumentele și explicațiile mele. Bine, bine, să zicem că ai dreptate când e vorba de oprirea sângelui, spunea ea, ridicând glasul în focul discuției. Dar celelalte? Parcă eu știu numai să opresc sângele. Dacă vrei, îți scot dintr-o casă într-o singură zi toți șoarecii și gândacii. Numai cu apă de izvor îți vindecă în două zile boala cea mai rea, chiar dacă doctorii voștri spun că bolnavul e pierdut. Pot, dacă vrei, să te fac să uiți cu desăvârșire un anumit cuvânt. Și de ce mă pricep să tălmăcesc visele? Și să ghicesc viitorul? Totdeauna încheiam discuția prin a nu mai spune niciun cuvânt, ușor porniți unul împotriva celuilalt. E adevărat că din cauza cunoștințelor mele științifice reduse, nu găseam explicația multor elemente ale magiei practicate de ea. Nu știu și n-aș putea spune dacă Olesia stăpânea măcar jumătate din tainele despre care vorbea cu o încredere atât de naivă, dar unele lucruri cărora le fusesem și eu martor de multe ori, mă convinseseră pe deplin că ea poseda acel soi de cunoștințe bizare, inconștiente, instinctive, nebuloase, dobândite printr-o experiență întâmplătoare, care, depășind cu secole știința exactă, dăinuiesc împletite cu credințe ridicole și barbare în masa întunecată și închisă a poporului, transmițându-se drept cea mai mare taină din generație în generație. În ciuda neînțelegerilor noastre destul de adânci în acest domeniu, ne legam tot mai mult unul de celălalt. Nu se rostise încă niciun cuvânt de dragoste. Dar a fi împreună era pentru noi o necesitate și, de multe ori, în clipele de tăcere, când privirile noastre se întâlneau, ochii ei se umezeau și vinișoara albastră de pe tâmplă începea să-i pulseze vizibil. În schimb, legăturile mele cu Iarmola se înrăutățiseră de tot. Aflase pe semne că mă duc în coliba din pădure și că mă plimb seara cu Olesia. Știa totdeauna cu o uimitoare exactitate tot ceea ce se petrecea în pădurea lui. De câteva timp observasem că mă ocolea. Când mă pregăteam să mă duc în pădure, ochii lui negri, plini de mustrare și nemulțumire, mă urmăreau de departe, deși nu-și exprima nemulțumirea prin nicio vorbă. Întrerupsesem și lecțiile noastre hazlii, dar și temeinice. Iar dacă îl chemam uneori seara să învețe, făcea doar alehamite cu mâna. Ce rost are? Nu-i treabă serioasă, conașule, zicea el, alene și disprețuitor. Nici la vânătoare nu mai mergeam. Ori de câte ori aduceam vorba despre vânătoare, găsea câte un pretext să nu se ducă. Ba că pușca e stricată, ba că-i câinele bolnav, ba că n-are timp. N-am timp, conașule. Astăzi are ogorul, răspundea el de cele mai multe ori la invitația mea, deși eu știam foarte bine că nu o să-și are ogorul, ci o să dea târcoale câte ziua de lungă prin preajma cărciumii, cu nădejdea destul de nesigură că doar l-o cinsti careva. Dușmănia asta ascunsă, tăcută, mă cam obosea și chiar mă gândeam să mă lipsesc de serviciile sale la primul prilej potrivit. Dar mă oprea un sentiment de milă pentru familia lui numeroasă, care trăia în sărăcie și cărea simbria de 4 ruble a lui Iarmola îi ajuta să nu moară de foame. 7. Într-o seară, m-am dus ca de obicei la coliba din pădure și am băgat de seamă că cele două femei erau amărâte. Bătrâna ședea în pat, gârbovită, cu capul în palme, legănându-se înainte și înapoi și bombănind cuvinte neînțelese. Când i-am dat binețe, nici nu m-a luat în seamă. Olesia mi-a spus bună seara, prietenoasă ca întotdeauna, dar convorbia noastră lâncezea. Fata părea neatentă și îmi răspundea cu gândul aiurea. Pe chipul ei frumos se așternuse o umbră de îngrijorare. Vi s-a întâmplat ceva rău, Olesia, am spus eu, atingându-i ușor mâna întinsă pe bancă. Ea s-a întors repede spre fereastră, de parcă voia să se uite neapărat la ceva. Se străduia să pare liniștită, dar sprâncenele încruntate îi tremurau și își mușca tare buza de jos. Nu. Ce ni se poate întâmpla? A zis ea cu glas surd. Toate sunt cum le știi. De ce mă minți, Olesia? Nu-i frumos din partea ta. Și eu care credeam că suntem adevărați prieteni. Zău, nu-i nimic. Așa, grijile noastre obișnuite. Fleacuri. Nu cred că-s fleacuri. Arăți cu totul schimbat. Ți se pare? Fii sinceră, Olesia.
Nu știu dacă voi fi în stare să te ajut, dar poate că aș putea să-ți dau măcar un sfat. Și apoi o să te mai ușurez dacă mi împărtășești necazul. Zău, că nu merită să vorbim de asta, s-a împotrivit ea cu nerăbdare. Nu mă poți ajuta cu nimic. Însă bătrâna s-a amestecat pe neașteptate în convorbirea noastră cu o violență surprinzătoare. Ce te grozăvește așa, prostuțo? Omul îți vorbește serios și tu umpli cu nasul pe sus. Ca și cum nimeni pe lumea asta n-ar fi mai deștept ca tine. Dă-mi voie, domnule, să-ți spun eu toată povestea așa cum s-a întâmplat. A încheiat ea, întorcându-se spre mine. Ceea ce se întâmplase era mult mai grav decât aș fi putut să presupun din vorbele mândrei Olesia. În seara din ajun, se pomeniseră în căsuța lor cu uriadnicul. Mai întâi s-a așezat jos ca omul și mi-a cerut vodcă, mi-a povestit Manuiliha, dar apoi s-a pornit. Să vă cărați de aici în 24 de ore cu toate boarfele voastre. De mai vin prin partea locului și dau de tine să știi că te-ai ars. Te trimit la urmă cu 2 soldați de pază. Și eu, boierule, sunt de departe, din orașul Amcensk. Acum nu mai cunosc acolo pe nimeni. Și apoi și actele noastre sunt expirate de mult, așa că nu sunt în regulă. O, Doamne, ce nenorocire! Dar de ce te-a lăsat în pace până astăzi și acum s-a hotărât deodată să te alunge? Am întrebat-o eu. Păi nu? Poftim de vezi. A înșirat el verzi uscate, dar mărturisesc că n-am înțeles lucru mare. Ci că bordeiul ăsta n-ar fi al nostru, ci al moșierului. Mai înainte am stat cu Olesia în sat și pe urmă... Știu, știu, mătușă, am aflat. S-au supărat țăranii pe tine. Da, asta este. Atunci l-am rugat pe moșierul cel bătrân, domnul Abrosimov, să-mi dea coliba asta. Și acuși, ci că pădurea ar fi cumpărat-o un alt moșier și vrea să sece mlaștinile. Dar cu ce lui stingeri eu? Mătușă, nu cumva o umbla cu minciuni? Am întrebat-o eu. Poate că uriatnicul vrea să pună mâna pe o hârtie de 10 ruble. I-am dat, drăguțule, i-am dat, dar nu vrea să ia. Ce bucluc! I-am dat și una de 25 de ruble și tot n-a vrut. S-a repezit la mine de mi s-a făcut negru înaintea ochilor. O ținea morțiș, să vă cărați, să vă cărați. Acum ce ne facem, singure și nenorocite? Boierule, măcar de ne-ai ajutat, de ei spune să ne lase în pace, de ei închide gura nesățioasă. Toată viața ți-aș fi recunoscătoare. Bunico! A sărit Olesia dojenitoare. Ce-i tot dai zor cu bunico? S-a înfuriat bătrâna. De mai bine de 24 de ani îți tot sunt bunică. Tu crezi că-i mai potrivit să mergem cu traista la cerșit? Nu, domnule, nu lua în seamă. Milostivește-te și de poți, fă ceva. Am făgăduit vag să intervin, deși, la drept vorbind, nu prea aveam speranțe mari. Faptul că uriatnicul nu primise bani însemna că e o treabă foarte serioasă. În seara aceea, Olesia și-a luat rămas bun de la mine curăceală și, împotriva obiceiului, nu m-a condus. Mi-am dat seama că, mândră cum era, se supărase din cauza amestecului meu în treburile lor și se simțea stânjenită și din pricina văicărelilor bunicii sale.